Chiar dacă la prima vedere există suspiciunea unei formațiuni tumorale intraoculare care a herniat pe la nivelul limbului sclerocornean, suntem în fața unui pacient mai special care prezintă o afecțiune oculară foarte rar întâlnită în oftalmologia veterinară, chistul scleral. Diagnosticul cert îl furnizează întotdeauna ecografia oculară, iar intervenția chirurgicală necesită de asemenea foarte multă răbdare, îndemânare, atenție și foarte multă încredere. Abordul chirurgical este important, trebuie să efectuez o cantotomie largă, pentru că va trebui să reduc acest chist scleral și să efectuez sutura sclerei cu foarte mare atenție, să nu produc hernie de corvitros sau decolare retiniană, accidente care sunt frecvente în acest tip de intervenție chirurgicală. După finalizarea suturii sclerei, se efectuează sutura conjunctivei, refăcându-se fundul de sac conjunctival superior și inferior și mai ales ancorând în poziție anatomică pleoapa a treia. Cantorafia este ultimul timp în intervenția noastră chirurgicală. Pacientul va trebui să poarte guler de protecție, tratamentul local cu colir ce conține antibiotic și antiinflamator, iar acest ochi este vizual, ne mai trebuie un singur lucru de făcut: să inițiem, după îndepărtarea firelor de sutură, tratamentul pentru această distrofie corneană calcică destul de evidentă în zona centrală a corneei.